La radio cu Andreea Esca la Europa FM. Bună ziua, sunt Andreea Esca și trebuia să încerc și pe asta. După ce am de zile le-am explicat tuturor că nu am voce de radio, iată că cineva a reușit să mă convingă să încep această aventură. Primul, trebuie să recunosc că a fost Vlad Petreanu, pe care l-am întâlnit la o petrecere și în toată nebunia aia de acolo în care ne cânta o muzică în cap și fiecare povestea câte ceva, el îmi povestea despre Europa FM și cât de frumos e acolo și ce oameni minunați și că trebuie neapărat să fac radio, că eu nu înțeleg că și el vine din televiziune și că e ceva extraordinar, mă rog. L-am ascultat, după care a urmat o întâlnire esențială cu Ștefan Bos și cu Andrada Burdalescu, Andrada Burdalescu fiind pentru mine ceea ce înseamnă într-adevăr știrile adevărate la radio. Și nu mai vreau să intru în amănunte, cert este că până la urmă am zis da și iată că acum ne vom întâlni în fiecare sâmbătă la prânz pentru a descoperi împreună oameni frumoși. Vreau să vă mulțumesc celor care veți fi alături pentru acest nou început. Ochii mari și urechile ciulite. Nu cer mult, cât un vis frumos. Dacă văd că nimeni nu se simte, am zis să fiu eu primul care ridică mănușa. Aici, exact. Am cedat acestei tentații. Cu noapte înainte am litit mocheta în tot radio. Nu începeți să pozați în aroganți că nu vă prinde. Hai să dăm cărțile pe față. Mai ții minte, măi, dragă Mărie, când nu erau struguri copzavie și tu erai mică, măriuță, nu știai să-i dai neghiguriță. Trag concluzia că România are nevoie de mai multă muzică bună care să ne facă să uităm. Orice fel de sursă care generează entertainment pe bază de muzică și caterincă între piese o să funcționeze. După cum v-ați dat seama, invitatul meu de astăzi este Andy Moisescu. Bună, Andy! Păi, de unde ați găsit voi trăznăile astea spuse de mine, probabil într-un moment de rătăcire? Dar nici nu erau spuse de tine, eu cred că era un actor care te imita. Bă, dar ce bine mă imita. Știi că nu te-am ales întâmplător astăzi, nu? Mă rog, toți avem momente de rătăcire, nu o să te judec acum. Dar simți tu, de ce crezi tu că te-am ales eu așa să începe emisiunea asta cu tine? M-ai văzut mai odihnit? Te-ai gândit că am mult timp liber? Că mă plictisesc, că n-am ce să fac și ce ai zis? Bă, tot n-ai mai fost tu de mult pe la radio. Ia bagă-mă și tu o voce pe Europa FM să vedem acolo cum se aude. Cum se auzea odată sau cum se aude acum? Adevărul este că te-am invitat pentru că acum 100 de ani, da, sau 125, nu mai știu exact. Mă rog, eu zic să în ziua de astăzi să știi că e mai bine să dai doar nume, să nu dai și cifre. Da, acum niște ani, pentru mine tu erai acel zeu al radioului care te mutai în televiziune. Ei, hai! Și acum am gândit să se întâmple invers. I-a spus ceva în apă? Dar tu să nu faci cum am făcut eu atunci, da? Adică? Adică, nu știu, ți se pare că te-am susținut? Păi, în televiziune? Dar cum? Ai fost omul de nădejde, se poate. Cel care, practic, deși, uite că aici îmi dau seama acum că nici n-aveai cum. Fiind femeie, nu mai puteai îmbărbăta, deci, într-un fel sau altul, ai fost sinceră de la bun început. Cred că ai ținut foarte mult la mine ca om de radio și ai făcut tot ce ți-a stat în putință să continui la radio. Dar tu ai insistat. Cariera. Dar tu ai insistat și vezi că până la urmă ai făcut bine că ai insistat. Mă rog, nu vreau să mă gândesc acum exact cum se cheamă cei care tot insistă, știi? Să știi că nu o să ne îndepărtăm. Se cheamă victorioși într-un film. Da, nu o să ne îndepărtăm foarte tare de televiziune pentru că, îți dai seama, e imposibil pentru mine și am să spun că dacă există o teroare a vieții mele în fiecare zi, sunt acele 20 de secunde pe care le aud în cască. Adică orice s-ar întâmpla, la un moment dat, în fiecare zi, mi se spune de câteva ori 20 de secunde. Și atunci m-am gândit să chinui și eu pe cineva cu asta, dar într-un fel mult mai simpatic. Drept urmare, am să te rog pe tine să te prezinți în exact 20 de secunde. Am auzit asta de altfel și odată ascultând un radio într-o altă țară și mi s-a părut foarte simpatic ca cineva să se gândească cum ar putea să se prezinte în 20 de secunde și mi se pare ideal. O singură întrebare înainte să încep acest exercițiu. Folosește pauze de respirație sau e tot o turuială din asta? Ca să-mi dau seama cât pot să dezvălui din biografie sau... Aș vrea să zic cât te ține polipul de pe coarda vocală, dar mă rog tu... Ce bine ar fi dacă ar ceda el de la o biografie. I-aș da vreo două chiar dacă s-ar putea. Hai să începem să vedem cum o să iasă. Hai, cine dă drumul la... Uite acum ne dăm drumul și... și hai, după aia tu. Autobiografia în 20 de secunde.
Am apărut sub biciu ușor prematur în octombrie 1972. La doar două săptămâni am fost transferat via tren din maternitate direct la Mangalia, unde m-am maturizat la malul mării. La 7 ani am revenit în București, unde le-am înlănțuit practic pe toate. Școala Generală, Liceul de Informatică, Facultatea de Matematică, Pro FM, Pro TV, Red Spike Film și în paralel căsătorie, Luca, David, training-uri de comunicare, conferințe, evenimente corporate, Salvați Copiii România. Wow, wow, ai fost chiar tare, ai văzut că ai reușit în 20 de secunde? Așa de multe lucruri în 20 de secunde? Bă, uneori bărbații știu să fie și rapizi dacă vor. Crezi că ți se trage de la matematică asta? Nu, no, mi se trage de la radio, să știi. E un defect mai vechi, o să te obișnuiești și tu cu el. Secundele uneori se măsoară și în minte, dar de cele mai multe ori în numere, nume, în caracterele astea de pe... Dacă pui un rând la 4 secunde... Și tragi repede aer în pieptul faci, dacă nu e mai bine să-l pui la 5. La radio cu Andreea Esca la Europa FM.